Monti, sunt mulți bărbați foarte ocupați, în special în sezonul NBA. Mă uit la voi și zic, cum reușiți să faceți totul? Știi, viața e foarte plină. Cum să menții o viață personală, devoțională, studierea Bibliei, rugăciune cu un orar atât de plin? Urmez, încerc să urmez exemplul Domnului Isus. El ne-a dat un exemplu extraordinar. Se trezea dimineața și se ruga Tatălui. Nu se grăbea niciodată nu am îngăduit niciodată oamenilor să dicteze ce urma să facă, întotdeauna făcea voia Tatălui. Și adesea poate fi dificil, dar se poate. Eram un jucător pasionat de golf. Nu-mi doream decât să joc toată ziua și am fost uimit când Domnul... Am simțit că Domnul vrea să pun crosele deoparte un sezon. Cât de mult timp aveam să studiez cuvântul, să mă rog cu familia, în NBA avem atât de mult timp liber, doar trebuie să faci ceea ce știi că trebuie să faci. Noi, bărbații, facem ce vrem noi. Nimeni nu ne poate spune ce vrem să facem. Facem ce vrem noi. În timpul sezonului, studiul biblic e o prioritate. Aplicarea, încerc să o fac da. o prioritate. Da, da. Corect, corect. Cred că ceea ce spui este că avem timp, dar doar că uneori umplem acel timp cu da. tot felul de lucruri care nu sunt foarte da. importante. A Am dreptate? Da, câte des poți să te uiți la ESPN, de câte ori te poți uita la Swamp People sau un alt program popular, le poți memora după a doua sau a treia oară. Totul se rezumă la ai da lui Dumnezeu prioritate. Unii dintre creștinii maturi pe care îi cunosc, care au 50, 60, 70, 85 de ani, încă studiază cuvântul, privesc cum i-a binecuvântat Dumnezeu, iar ei sunt plini de viață, nu duc lipsă de nimic, nu sunt perfecți, nici n-au avut o viață ușoară, dar Domnul a onorat actul lor de supunere. Și studierea cuvântului lui a fost o parte importantă a vieții mele și a familiei mele. Deci, căutați mai întâi împărăția și neprihănirea lui Și toate aceste lucruri vi se vor da exact. pe deasupra Mulțumesc, Mulțumesc mult!